În ultima vreme, toată lumea îndeamnă pe copii să fie atenți să facă carieră. Asta e lucrul cel mai important. Ce mândri suntem că intră la drept, la medicină, la... Și vedem cum pleacă câte un medic din 4 în 4 minute. Știți, nu? Anul trecut România a fost părăsită din 4 în 4 minute de către un medic. Care s-a dus să lucreze peste hotare. Sigur, criza de COVID peste hotare fi mult mai gravă decât la noi în țară. E limpede. Dincolo de a fi ironic, în mod cert, avem obligația de a ne trezi conștiința și vocația de cetățeni ai României. Cetățean al României nu înseamnă legat doar de Constituție, de drepturi, de oameni de legi, de parlament, de președinte, de guvern. Cetățean al României înseamnă să știi de unde vii, care este fundamentul tău spiritual, vocația ta, de unde se trage vocația ta, cum crește vocația ta, cum se dăruiește vocația ta pentru ca să se împlinească în vocația celorlalt. Dacă vom învăța aceasta și ne vom respecta vocațiile, în mod cert, suntem cu Dumnezeu care este cetate. Dacă nu, vom căuta în continuare să construim autostrăzi și să mergem pe contrasens cu ele.